Dragi prieteni, filmul sau viața, nici dacă s-ar fi potrivit astrele astăzi atât de bine, nu ar fi încăput într-o emisiune TV această tripletă magică pe care am adus-o la emisiunea noastră dragă. Irina Margareta Nistor, Octavian Ursulescu, Dan Matei Agaton. El e centru înaintaș în tripleta noastră. Înțeleg că sunteți Inter, nu? Și tot doamna Irina Nistor... Mai, eu cel mult pot să fiu arbitru. Antrenorul. Antrenorul, ok. Da, da. Dar nu știu dacă se cunoșteau dinainte cei trei. Vag, cu el da, cu domnul Agaton nu. Eu vă cunosc foarte bine. Da? Pentru că v-am auzit cel puțin de 1000 de ori, așa, până anii 80. Și vocea e inconfundabilă. Acum, dacă închid ochii, mă și gândesc la ce casete aș putea să mai schimb, să mai iau, să mai fac. Cu Tavi sunt prieten de atât de mult timp, încât și-am îmbătrânit amândoi atât de mult, încât nu mai pot să mă cer, că nu mai avem timp să ne împăcăm. Ah. Bun. Drept pentru care mergem la Stan și Bran. Cui nu-i place Stan și Bran? Apropo de noi doi. Da. Apropo de noi doi. Și hai să-i vedem pe cei doi cum dărâm o casă. First bird of spring. Give me back my money, cries the owner. Unfortunately, the firm of Laurel and Hardy has a policy of no refunds. Doamna Nistor, așa de bun constructor era Stan și Bran, că s-a așezat păsărica lui Hitchcock acolo și s-a dărmat casa. S-a dărmat, știi cum zice psihanaliștii, deconstruct the house. Da, da. Construit-o ca să facem așa pe snobi. Știi, mă uitam însă pe de altă parte cât de eleganți erau, nu? Că erau niște simpli muncitori, dar aveau pălăria pe cap, așa, era melonul nelipsit. Și în plus era și polițistul, încă nu-l dăduse nimeni afară, că altfel nu ar mai fi da, și da, gagul. Da, își făcea treaba. Exact. Dar acolo, în America, e tradiția asta ca fiecare om, de la funcționarul mititel și până la directorul fabricii, să aibă totuși o ținută. Exista și la noi până în război. Dacă te uiți la materialele de arhivă de până în război, lumea era infinit mai elegantă, indiferent din ce mediu provenea. După care, sigur că atâta vreme pălăria a fost de-a dreptul interzisă, adică era oricum un element burghez da. A apărut șapca. E, sigur, a apărut șapca, pe care căciula de Astrahan, păi, pare rău, alunea Nicu de am acasă niște fotografii sepia cu Bucureștiul de altă dată. O splendoare, un vis, un farmec. Și, într-adevăr, bărbații extraordinari. Și femeile erau foarte elegante. Dar doamnele parcă mergeau la teatru. Și absolut, era da, da. Pe calea Victoriei. Ceea ce, acum, dacă merg la teatru, acum, o să aveți o surpriză. Când merg la teatru, le vedem blugi. Da, mă rog, probabil că pe vremea aia nu erau blugi. Blugi cu mult înainte, dar au ajuns la noi mult mai târziu. Ai tati blugi, dar tăiați cu toate părțile. Da, da, da. Ajuns la noi până anii 60, când erau așa un fel de mare victorie. Era mai ceva decât să găsești un diamant. Prima pereche de blugi, așa, cauciucați, care stăteau în picioare când îi răsai. Vai de mire, era un farmec extraordinar. Da, da, erau tot de muncă și acolo, de fapt, este cum uniformă de cowboy până da, la urmă. Da, absolut, da. Dar cine aduceau blugi în România?
Să nu facem aluzii politice. Păi am început deja cu polițiști, așa că și mai contează. Fotbaliști, piloții. Așa, indiferent că erau de navă sau de... Și marinari. Și marinari. N-am vrut să spun asta. Așa e. Da, era un lucru bun, pentru că toată lumea se străduia să aibă așa ceva și, pe de altă parte, și ei la un moment dat, și blugii au fost interziși, ne aducem foarte bine aminte, inclusiv după 90, când au venit minierii, prima direcție a fost cine e în blugi și bărbații au barbă. Exact, același... Da. Sau fetele mini. Exact. Erau niște elemente de identificare, nu? A dizidenței. Da. Sau t-shirt-urile pe care scria ceva, tricourile pe care scria ceva. Indiferent ce scria, da. Dar dacă erau iunii, erau în regulă, nu? Da. M-a învățat tata să nu prea citești ce scrie pe garduri și acum eu am învățat pe nepoții mei să nu citească ce scrie pe tricouri. Pentru că găsește foarte multe și inventive, dar în general cuvinte care nu prea sunt în dex. Mai ales străineze, aș zice. Da, cam așa ceva. Bun. În orice caz, dacă mă uit la Stan și Bran, eu, în primul rând, numai când îi văd, încep să râd. Sunt colosal. Sunt comicii dezastrului. Sunt exact tipul de oameni care, dacă vrei să scade ceva, să se rupă, să se prăbușească, să se întâmple o nenorocire, invită acasă, la masă. Da, ei au și apărut în perioada asta, ce au apărut în anii 20, au fost în plină glorie în perioada crizei, când toată lumea asta se duceau la Nickelodeon, că era cea mai ieftină posibilitate de a te distra în un fel, așa încât chiar erau pentru perioadele de distrugătoare, dar au un umor inegalabil și niciodată vulgar. Asta este colosal, ceea ce la generațiile următoare nu s-a repetat. Și încă ceva foarte interesant, Hal Roach, care spune că de fapt i-a unit, pentru că fiecare lucrau separat. Știm că Stan e englez, Bran e american, păi ei cheamă cu totul altfel, noi le zicem pe românește așa Stan și Bran și bine facem, pentru că i-am adus mai aproape Stan de noi. Laurel și... Așa, și Oliver Hardy. Da. Hal Roach, care i-a adus împreună, a trăit 100 aproape un an, fără două luni, deci Dumnezeu a dat o viață foarte lungă pentru gestul ăsta frumos pe care l-a făcut, după părerea mea. Din păcate ei au murit mai repede. Foarte repede și foarte săraci. Întâi Bran și după aia Stan, din câte țin minte. Da, extrem de săraci, deci Stan era cu de ani mai... vârstă, să zicem, deși au trăit atât de puțin, că nu pot să zic că mai vârstă, mai mare, au murit sărași lipiți. Bun, hai să vedem după Stan și Bran ce se întâmplă în realitate, când unui om cât se poate de real, existent în lumea zilelor noastre, nu în perioada interbelică, nu într-un film de la Hollywood, i se dărâmă casa cu macaraua, bineînțeles, accidental. Tarul casei este prea bătut ca să stea de vorbă despre incident, așa că reporterii s-au adresat unui electrician care urma să lucreze la piscină. Omul este și el puțin șocat de accidentul, pe care l-a și filmat cu telefonul mobil. Never seen anything like that. Operațiunea era destul de banală. Piscina trebuia ridicată cu macaraua peste casă și lăsată în curtea din spate, dar ceva nu a mers cum trebuie. I was standing back because I didn't want to be directly underneath it. Mecanicul macaralei nu a mai putut decât să strige neputincios, fără să mai poată împiedica prăbușirea. He was just shaking in his boots, you know, he was scared. Electricianul și-a întrerupt imediat filmarea pentru a da ajutor eventualelor victime. Din fericire, mecanicul s-a ales doar cu sperietura, iar în casă nu se afla nimeni. Dar pagubele sunt considerabile. Coșul de fum și acoperișul garajului sunt distruse. Gardul casei a fost și el dărâmat, iar în interior este plin de moloz. Firma de construcții l-a asigurat pe proprietar că va plăti pentru toate reparațiile. Bineînțeles, după ce își va repune macaraua în poziție normală. Da, doamna Nistor, de la filmarea realitate... Mi-ar zice, dar ce le trebuie piscina, așa le trebuie. Eram convinsă că s-a întâmplat la noi. Spun foarte sincer că nu mă așteptam să se întâmple dincolo de ocean. La noi se întâmplă alte lucruri. De exemplu, e o treabă absolut superbă, și anume că s-a construit un bloc și a uitat să pună puțul liftului. A, bun. Deci s-a uitat pur și simplu. Arhitectul, nu știu cine, a uitat să-l pună. S-au gândit la condiția lor fizică, sau orice poți scări, cred că da. În orice caz, eu cred că aici e o eroare tehnologică, dar ei trebuia să pună de piscina și apoi să vină cu casa cu macaraua și să pună casa lângă piscina. Pentru că fiecare are priorități în viață. Întâi piscina, după aia casa. Dar nu era mai simplu să o sape? Vezi, asta e. O săpa, o cimenta, nu erau probleme. Dar și la noi cad macarale. Am văzut acum câteva zile. Au căzut peste mașini, le-au distrus. Dar apropo de puțul liftului uitat de a fi construit. E adevărată povestea aia, legenda aia urbană cu macaraua uitată între blocuri?
Cum se în mijlocul, da, unui bloc, așa m-au zis. Dar unde, eu. București sau în altă parte? În București, normal, București este orașul unde cât ca și-a părut cerebul cânte cu macarale, macarale. Da. Eu eram în... Râde în soare. Eram în guvernul... Trio Grigoriu. Tot Istolojan. Da, și tot Istolojan avea un obicei extrem de prost. Și anume venea primul la servici și pleca ultimul. Venind el primul, trebuie să venim și noi pe acolo. Și... mă aduc aminte că odată, așa, pe la 7 trebuia să fii pe acolo și eu la ora aia, în general, făceam duș. Nu mă gândeam că trebuie să muncesc. Și îl vedeam să uita pe geam și spunea, vorbea cu el. Se înțelegea foarte bine. Zicea, se mișca. Eu mă uit, ce dracu s-a mișcat? Zic, se mișcă guvernul, se mișcă minerii, se mișcă țara, ceva, da. Se mișcă țara, țara se mișca. Era în perioada superbă cu Miron Cosma, da, istorie. Da, ce vremuri. Nu, el se uita, se uita la niște macarale, care se vedeau perfect din biroul lui, și tot spera că acele macarale se mișcă, pentru că dacă se mișcau, înseamnă că produceau. Nu se mișcau deloc. Bătea vântul și atunci o să mă ducea un pic, așa, cât un cârlig în dreapta, da, și da, da, da. Asta era tot. Păi, pe bulevardul Decebal, eu țin minte, au ruginit după 89 macarale. Au rămas printre blocuri. Păi erau astea pentru sinucidere. E un cartier care se cheamă Macarale. Nu știu dacă se mai cheamă așa, dar mi s-a părut întotdeauna culmea absurdului. Unde? Unde? În ce zonă? În București. Unul care se cheamă Macarale. E un cartier, nu e? Macarale, da, undeva în Titan. Aha. N-ai ajuns până în Titan. Asta am ajuns, e, gata, te-am prins. Sau îi zice proaie de ba da, dar nu știu, dar poate mi s-a o stradă absurd, adică s-au terminat toți românii importanți, se cheamă Macarale. Da. Oamenii luștri de cultură n-au nici măcar o ulicioară, dar se cheamă Macarale, se au niște nume în București. Uverturii. Diverse lucruri mai multe decât bizare, dar mergând cu taxiul mereu au tot fel de nume, cât se poate de bizare și așa, dar nu ce casă. Mă uitam pe de altă parte, eu cred că telefoanele astea mobile pentru asta s-au inventat, știi, ca să aibă cine cu ce să filmeze în momente de dezastre și mă uitam. Vezi, asta e tot influența filmului, că ideea e nu nici să te aperi, nici să-i dai ajutor ăluia, nici să... Pac, hai să filmăm ce să dăm și noi acolo la o televiziune, la o chestie, știi? Da, dar să rămână, da, nu știu dacă neapărat, dar nu ce, adică poate că la ei, da? Dar n-a filmat dar să bine, rămână, n-a da, filmat da. Bine. Ei, eu tremuram mâna ta. Păi n-au filmat ei bine că l-au împușcat până Nicu, adică acum să nu exagerăm, știi? Cu toate că erau profesioniști exact. Cam toți, da. Deci, să trecem la snobismul de care vorbea doamna Nistor și care snobism se duce și în zona fumătorilor. Păi de ce să mai fumăm noi țigări clasice? Hai să fumăm țigări electronice care emit nu știu de care abur. Iar acum se descoperă că acele țigări electronice care ne scapă de fumatul clasic sunt mai periculoase decât celelalte. Electronici, o invenție care pentru mulți dintre fumători ar putea fi ultima speranță, sunt un pericol pentru sănătate poate mai mare decât țigările clasice. Asta spun medicii care avertizează că aburul din dispozitivul electronic ne poate îmbolnăvi grav. 6 milioane de oameni mor anual din cauza tutunului și mai mult de jumătate dintre ei declară că ar renunța la fumat, dar nu pot. Cei mai mulți caută soluții peste soluții ca să scape de viciu. De curând au descoperit că pot înlocui o țigară cu o altă țigară, una electronică. Mulți dintre clienți vin la noi cu ideea că este ultima șansă să se lase de fumat. În timp reușesc să renunțe la țigările clasice. La prima vedere, țigara electronică pare soluția ideală pentru a renunța la viciu. Medicii sunt însă sceptici. Nu este deloc lipsit de substanțe toxice. Există nitrozamine, acestea sunt substanțe cancerigene. Că există glicol, care este o substanță iritativă pentru căile respiratorii. Mai puțin nocive, dar nici pe departe sănătoase, țigările electronice câștigă teren printre fumători. Cei mai mulți speră că pot renunța la țigara clasică, tot ei dau și verdictul. Tehnologia nu îi scapă de viciu. Am prieteni care mi-au povestit că n-au reușit să se lase. Mi-am și luat, stă acasă în raft frumos, e pusă deoparte, n-o deranjează nimeni, nu-i suficient. Bună, nu cred că e nici aia. Deloc departe de adevăr. Recent introduse pe piață, țigările nu au fost testate suficient. Efectele pe termen scurt nu au întârziat să apară. Sunt persoane care au renunțat la țigara electronică pentru că au constatat că ceva este neplăcut, că îi doare în gât, că îi arde pe piept. Principiul de funcționare este simplu. Țigara funcționează cu baterii și în loc de fum emite vapor de apă. Dispozitivul se încarcă cu nicotină și doar cartușul trebuie schimbat mai des. Esența utilizată conține substanțe cancerigene, iritante și reziduri de tutun. Importatorii văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este mai sănătoasă, cheltui și mai puțin,
nu mai scapi de mirosuri neplăcute. Un lucru este însă sigur. La fel ca țigările clasice, cele electronice afectează aparatul respirator și intoxică organismul cu nicotină. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2030, numărul deceselor din cauza tutunului se va ridica la 8 milioane. Alegerea va aparține. Eu, da, parte din minoritatea oprimată, așa, a fumătorilor. Da. Și am încercat tot felul de soluții să mă las de fumat. Am încercat întâi cu celebrul plasture. Și m-am umplut de plasturi, precum era pif. Era Hercule. Hercule avea Hercule, plasturi. Exact. Da. Hercule, da? Hercule era pisoiul. După aceea cu chewing gum, cu nicotina. Devestecam de dimineață până dimineață. După aceea am trecut la trabuc, în ideea că, domnule, fumez un trabuc, nu inhalez atât de multe chestii de la gudrane și mai știu eu ce în hârtie. Cum terminam trabucul, cum aprindeam o țigară. Cum aveam plasturile pus, plasturii puși, cum aprindeam o țigară. În sfârșit apare minunăția de țigară electronică, cât că am fost printre primii care am achiziționat-o, m-am amuzat că puteam să fumez în avion. Sau puteam să fumez într-o ședință de guvern, ceea ce era chiar sexy. Da. Până la urmă am ajuns la concluzia că de fapt nu fumezi, ci bei, sugi nicotina din șmecheria de acolo și am lăsat-o de foarte mult timp, că și după țigara electronică, imediat când trebuia să o încarci la priză, că e pe bază de nu știu ce, tot aprindeam o țigară. Așa că, ce să fac? Rămân până s-a încărcat, până s-a încărcat, nervos. Era nervos, da. Da, dar știi că am văzut că ei și-au făcut reclamă foarte bine cu Johnny Depp, care a apărut într-un film, în ăsta cu Angelina Jolie de la Veneția și așa, în care el fumează o țigară electronică. Deci și-au găsit un apropiat. Al doilea, măcar ăștia care suntem fumători pasivi, nu mai avem așa de mult de suportat, ceea ce nu e rău. Iar ăștia care nu fumăm, pe mine m-ar fi amuzat foarte tare să am una din asta așa. Vă fac cadou eu. Da, mersi, mulțumesc. Așa, iar pe de altă parte, cred că așa, măcar din când în când, un bărbat care nu fumează chiar deloc, nu e cel mai tentant lucru pe lumea asta. Da, opa! Adică, da. Eu care n-am fumat în viața mea. Deci ai ieșit de pe listă. Gata, nu mai e nimic. Bă, n-ai fumat, dar n-ai nici fumuri, ceea ce e destul de rar. Dar pipă, nu s-a amintit de pipă. Da, pipa este cel mai este ideal. Aia miroase și foarte bine. Acum, puteți să miroase, să fumeze nu știu ce mahor, ca să ne înțelegem. Da, pipa are un aroma. Nu mă rășești dacă se poate. Dar ce vreau să vă întreb, doamna? Pipa am cercat și eu, recunosc. Eu predau printre multe alte chestii comunicare. Și am constatat cu mare surprindere că nu există film american în care să nu se facă reclamă pe față la câteva produse. Care sunt? Țigările Marlboro. Așa? Apar întotdeauna într-un pachet undeva uitat pe masă sau în buzunarul lui Johnny Depp. Apoi celebrul Johnny Primărețu, care apare obligatoriu undeva. Păi, pentru că oricum îi simbolizează pe ei, între altele. Nici măcar nu cred că dau ăștia bani în special. Chevroletul îi simbolizează pe ei? Nu știu, probabil ca unde... Păi și cum o scenă de acțiune, cum cum vezi că focalizează... Cred că s-au și obișnuit, că așa a fost mașinile poliției sunt din această marcă în America și poate apar foarte des. Dar poate că au și ceva, nu știu, n-am idee. Cred că e... E subliminal. Fără oricum, e subliminal categoric asta, e clar. Dar e și un film, care se cheamă Thank You for Smoking și care e o satiră exact la adresa vicilor care ne distrug sănătatea. Este și filmul ala René, Smoking No Smoking. Dar care nu se cheamă, care se cheamă în englezește, dar care este un smoking film... Smoking in smoking? Smoking No Smoking, da. Și este un film al Alain René, care sunt filme lente și așa, dar foarte sentimental și foarte interesant, foarte rafinat. Așa că s-au făcut multe, pentru că, în general, mai ales artiștii fumează mult. Mi-au aminte, de exemplu, în studenție, la rândul meu mă apucasem de fumat, pentru că toată lumea la pauză fuma și atunci tot așa era, atunci era foarte greu să găsești țigări. Mi-au aminte alea mentolate, mamă, se luau de la șop, ca să iei de la șop era pe lege ăștia, adică era complicată treaba. Dar și acum e o prigoană din ce în ce mai puternică împotriva fumătorilor. Că s-o orice prigoană de genul ăsta nu duce decât la efectul invers. Adică tentația de a fuma e și mai mare. Mă uitam și acum în Franța, unde au dat legea după alegeri, ca să nu-i pocnească la vot, de exemplu, se fumează pe stradă mult mai mult, deci practic ne afectează mult mai mult pe noi pe ăștia la alți, plus că este... Nu
nu știu, e absolut aera, e inutil, așa, toată lumea iese în fața clădirilor, în fața, adică sunt un fel de pedepse, așa, care cred că sunt până la un punct nemeritate, la urma urmei, dacă vor să fumeze, își asumă, iar pe de altă parte... Bă, și noi ce vină avem, cei care nu fumăm? Păi asta, uite, noi asta n-avem nicio vină, dar... Să nu primați pe noi. Da, bun, dar poți să-i lași așa, până și, știi că și la mall acum s-a făcut o chestie așa, care arată ca un acvariu și întâi nu înțelegeam ce Dumnezeu e. În aeroportul mă uitam că la un, nu în toate aeroporturile, dar la un loc în aeroport e camera pentru fumat și camera pentru rugăciuni. Mi s-a părut întotdeauna. Da, dar în camera aia de fumat pe care dumneavoastră nu aveți de unde să știți. S-o cunosc foarte bine din aeroport sau de prin tot felul de clădiri de birou din state sau din toate aeroportul. Nu de claustrofobie? Când intri înăuntru, nu mai trebuie să-ți aprinzi o sigară. Că e gata fumul rezolvat. Pentru că ai acolo fum de tot ce vrei tu, de la pipă la trafic. Vorba tatei care a fost un foarte mare fumător, ce carne a fumată ține mai mult. Deci, dar la New York, m-a invitat cineva la masă și am spus, bă, cu plăcere, mulțumesc frumos, te rog să-mi cauți un restaurant în care se fumează. Și zice, ok, te sună în 10 minute, mă sună în 2 ore. Dispera, zice, dom'le, 4.000 de restaurante le-am luat la rând. În ce oraș erați? New York. New York. Și am găsit unul, dar în Harlem te deranjează? Nu, domnule. Nu, e foarte bine. Da. Așa era și la Buenos Aires, unul singur și... eram cu Victoria, cu ceeași nevasta lui Gabriela, care fumează, săraca, și veșnic abia găseam locuri în ăla, ca să intrăm. Oprimați, minoritatea. Oprimați, da. Da, 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 în America erau jumătate-jumătate. Da, știu, părerea era mea, da, era, tot, era, dar acum nu mai e, s-a exagerat și îți spun orice exagerat, nu știu, de, tocmai mă surprinde că americanii care au mai trecut cu prohibiția n-au învățat nimica, da, probabil istoria se repede. Tot ce interzis atrage. Absolut. Drept pentru care ne întoarcem în 71, Diamonds Are Forever, un film din seria cu James Bond, Sean Connery acolo și o mulțime. Nu l-am văzut în 71, firește. Nu, mult mai târziu, în anii 80, în traducerea inconfundabilă a doamnei Irina Margareta Nistor, Diamonds Are Forever, și apoi venim și în realitate. Sean Connery as James Bond. Welcome to hell, Blofeld. In Ian Fleming's Diamonds Are Forever, Sean Connery is back. Good evening. And he's brought his own special brand of excitement with him. Hey, what the hell is this? Hey, listen, you can't do this to me. I've got friends in this town. The women are still falling for him. I didn't know there was a pool down there. And so are a couple of men. Sean Connery as James Bond 007 in Diamonds Are Forever. Sean Connery as James Bond 007. And as usual, he's not alone. Oh, that's quite a nice little nothing you're almost wearing. I approve. I don't dress for the hired help. Jill St. John as Tiffany Case. Charles Gray is three people. And all of them are named Blofeld. Good evening, 007. From the diamond fields of South Africa. Curious how everyone who touches those diamonds seems to die. To the canals of Amsterdam. From the casinos of Las Vegas. Hi, I'm Plenty. To a rocket site in the Nevada desert. Sean Connery as James Bond. 007 in the newest, greatest Bond adventure of them all. Da, unul din cele mai spumoase și mai spectaculoase filme era din raport, serie. Era raport, aveai piscină și lift, tot ce am vorbit noi până acum. De toate. Da, rețeta James Bond. Cu, macara. Cu bărbați puternici, cu femei frumoase, cu multă acțiune. Bărbați deștepți, nu numai puternici, și cu mult farmec, le-aș zice. Sean Connery, masculinitatea întruchipată acolo. Prefer pe Roger Moore, dar mă rog, da? Acum ne mulțumim și cu Sean Connery. Ce să faci, sir? E mai englezit, e mai Roger Connery? Moore, e mai scoțian. Delicat, așa, da? Da. Scoțian. Scoțian, nu, zic de Roger Moore. Da, e, da, cred că e mai domn.
Asta e mai frust, ca să fiu amabil așa. Mai sportiv așa. Exact, să zicem mai sportiv. Vine din colina, din Arana. Da, mi-aduc aminte când refuza să iniția să fie nobilat de regina. Adică avea un dispreț total, deci nu pot să-l iubesc foarte tare. Dar mă rog, recunosc obiectiv că filmul era foarte nostim și că n-am avut acces la el imediat, ci mult mai târziu. Și astea sunt lucruri pe care nu trebuie să le uităm niciodată. Câte filme din seria cu James Bond ați ratat? Multe. Eu îl prefer pe Sean Connery la senectute, acum cu barbă. Este mai masculin, mai interesant ca bărbat. Și cu Catherine așa cred Zeta eu. Jones, de exemplu. Zeta Jones, da. Asta este. Da. L-a luat-o Michael Douglas, așa, am că și s-a și revenit, așa acum, că ați ratat-o, da. Da. Am înțeles că se fac acum filme James Bond fără a se porni de la scriile lui Ian Fleming. Păi nu mai sunt, că săracul Fleming a murit de mult. Da. Deci, și atunci se fac scenarii care să, mă rog, să nu meargă pe aceeași linie oarecum, dar care se corespundă cu sănătatea. Aici aveau savoarea scrierilor lui Ian Fleming, care, sigur, erau uluitoare. Am văzut multe. Mie ultimul interpret chiar nu-mi spune nimic. Craig, Daniel musculos, Craig. E plin de viață. Mă rog, e foarte greu, știi, mai ales când a fost cineva înainte și, în general, comparațiile astea sunt nesuferite când fiecare ce că ălalt e mai bun. E bine că rămâne același, așa, da. Mă rog, nu se poate, timpul nu stă pe loc decât în cinema, așa că... Ai fost un actor care a jucat într-un singur film, George Lazenby. Da. Păi, îți spun, nu fac așa, tot felul. Era ca și că eu da și bani, sau a fost un simplu... Da, ca să apară. Casting, așa, să vadă dacă și e... Și Sfântul în câte a jucat la cel mort? Nu știu exact ca cifră. Zeci, sute. În James Bond. În James Bond-uri nu știu exact să spun, cred că... Da, era 5, fermecă, 7, cam la paritate cu la Sean noi și funcționa mult mai bine, pentru că venea la noi rămâne imaginea lui Roger Moore pentru Sfântul, care era un serial de sâmbătă, îl conotai cu ziua de sâmbătă, așa cum mă uitam mai devreme la Stan și Branca, îl conotai cu duminica după amiază. Și mai târziu la Dallas. Mai strecă, și Dallas-ul tot sâmbătă seara era mai târziu. Așa de să mutau nunțile în funcție de ora Dallas-ului, așa că, mă rog, noroc că ăștia închideau foarte devreme restaurantele, așa că nu era un efort foarte mare, dar și le lăsau fără perdele să vadă cine e înăuntru, da. Deci, așa, ca să facem așa o imersiune totală. Asta că să mai ținem minte. Da, nu, să ne amintim, că văd că uităm foarte repede, da. Da. Eu sunt fan James Bond și cel mai frumos cadou care l-am primit de ziua vreodată a fost de la băiatul meu, care mi-a adus o cutie cu 24 de casete. Toată colecția. Eu credeam că i-a adus în dar una din frumoasele din James Bond, aia, da? Cred că era puțin mai costisitoare frumoasele, decât cred că era mai. Frumoasele din James Bond, toate se apropie de 70 de ani acum, așa. O parte din ele. Eu cred că l-am văzut aproape pe toate. Da, deci oricum erau mult mai multe fete acolo decât și una singură. Și acum cu plăcere. Da. Fleming s-a scris 9 cărți marșilate. Da. Din acele 9 cărți, eu cred că am văzut vreo 40 de filme. Da. Pentru că același scenariu a fost ecranizat în mai multe rânduri. Dar e un film care n-a fost prins... n-a fost prins oficial în serie. Never Say Never. Da. N-a fost asumat de către ei. Da, mai mult sau mai puțin așa, că tot au mers sub eticheta asta, pentru că funcționează cel mai... E considerat cel mai mare succes de casă obținut vreodată, dacă le aduni. Este singurul care depășește chiar și paripile vântului. Este singura chestie, e un brand care funcționează extraordinar de bine și după care au început acum francezii să facă și cu Dujardin, o chestie, mă rog, mai pe comedie. Au încercat să facă și James Bond feminin și tot felul de lucruri. Da, originalul e original, acum asta este. Drept pentru care am văzut niște diamante care ne-au plăcut. Da. Hai să vedem și un smarald cel mai mare din lume, să vedem cine și-l permite, că arată așa, ca un ou de struț. Ce mulțim de vizitatori doar pentru un singur exponat, cel mai mare smarald din lume. Piatra prețioasă cântărește peste 2 kg și a fost descoperită acum 12 ani, într-o mină aflată la nord de capitala Bogota. A fost prezentată însă abia acum, pentru prima dată, publicului columbian. Smaraldul poartă numele Fura și are peste 15.000 de carate. Columbia, împreună cu Brazilia și Zambia, se află în topul principalelor exportatori de smaralde. Da, Columbia nu exportă doar droguri, exportă și smaralde mai nou. Cred că e tot un drog, să știi. Păi, pietrele prețioase pentru cutii. Femei... Da, cutii știam balați smaralde, dar n-au dus în top. Pe Shakira o exportă.
Și pe Shakira, da, așa este. Așa, marele succes mondial. Dar care ar fi soluția cu smaraldul ăla? Să fie tăiat bucățele, așa, să fie... Normal, doar nu se poate nimeni de 2 kg, așa, dar ce nu se lece cu el, dar ce să fac cu el? Doar să fie o doamnă foarte bine făcută. Chiar și așa nu cred. Nu știu, smaraldele se folosesc doar la inele? Nu, poți să ai diademă de smaralde, poți să ai un colier de smaralde, nu, poți să ai orice. Cercei? Brățări, orice, poți să faci o grămadă. Are vreo semnificație piatra asta, e mai specială. Nu știu, dar e foarte frumoasă. Se asociază pietrele cu zodiile la un moment dat. Da. Fiecare... La mine e diamantul așa că... Uite, eu vezi așa, mai modestă întotdeauna. Pisicuța aia, dacă o aveam aici, diamant. Eu între pisicuță și diamant aș fi luat pisicuța, spun cinstit. Deși diamantul e cel mai statornic prieten al femeii. Așa se spune, așa zicea Marilyn Monroe. Mă rog, zicea un textier Marilyn Monroe, dar... Dar, mă rog, dar diamantele i-au supraviețuit lui Merlin, din exact, păcate. Exact, din păcate, da. Întotdeauna. Deși și rochea ai văzut că s-a vândut la 6 milioane de dolari. A mai fost un film, parcă, de aventuri cu un smarald. Au fost mai multe filme. Cu Harrison Ford? Așa, a fost după aia Romantic the Stone. Tot cu smarald era. Tot cu smaralde, cred că era. Era ceva care se cheva Green Eyes, care au tradus ei cu gheața verde, care de fapt aici înseamnă de furat, erau niște smaralde de furat. Deci au fost, au fost mai multe filme. Întotdeauna au tentat smaraldele, așa. E și un nume foarte frumos, Smaranda. Smaranda. Da. Deci cine așteptăm dori? Smaraldul Eu la noi. Eu cred că am văzut o dată de două ori în viață, nu știu, dar bineînțeles nu la dimensiunile astea. Da, nu, e oricum caragios, adică, știi, asta e mai rău decât în Paripile Vântului și când îi aduce rep inelul ăla foarte mare. Da. Scarlet, de care e foarte încântat, adică nu... Eu m-aș gândi mai mult la amărâtul ăla care l-a găsit, că sunt niște muncitori, vai de mama lor. L-a vândut imediat. A primit vreo primă ceva, i-au dat-o... Cred. Așa, la minimum pentru ea. Cred că i-au dat-o două zile. Uite, domnule, să ai și 8 dolari. Bani de mâncare până la duminică. Și nici n-a putut să-l ascundă în alte părți. Era prea mare. Asta mai lipsea. Bun, de la pietre prețioase mergem la magneți și plastilină, care sunt vândute în România de azi la preț de iPhone. Așadar, dai banii pentru un telefon de lux, ce-i drept de ocazie, și te alegi cu ce vedem în reportajul următor. Cumpărat magneți și plastilină la preț de iPhone. Au păzit-o cel puțin 5 bucureșteni care au făcut plângere la poliție după ce au filmat o astfel de tranzacție cu camera ascunsă. Polițiștii ilfoveni i-au săltat pe negustori. Ce telefon ai în casă, la ora actuală? Toate telefoanele carcate, tot. Cei doi indivizi acționau pe șoseaua de centura capitalei. Acolo au dat toate țepele. Omul a venit lângă mașină, am făcut schimb de numere de telefon. Pentru că prețul era la un sfert față de suma pe care ar fi dat-o la magazin, victima a scos bani de la un bancomat și s-a întors. Am pus telefonul pe scaunul din dreapta, pe scaunul pasagerului, am scos banii din buzunar, i-am numărat. Moment în care, în timpul care număram banii, el mi-a motivat că vrea să-și ia SIM-ul, cartea la SIM din telefon. În realitate, a luat telefonul. La finalul tranzacției, profitând de neatenția cumpărătorului, îl înlocuiau cu machete umplute cu diverse metale pentru a imita greutatea reală a telefonului. La prima vedere nu există nicio diferență între cele două telefoane, însă nu întotdeauna un chilipir înseamnă o afacere bună. Alți patru păgubiți au depus plângeri la poliție. Au plătit pentru carcase umplute cu magneți și plastilină între 400 și 700 de lei. Cei doi indivizi sunt reținuți pentru înșelăciune. Când vedem știri de astea, ne dăm seama că viața bate câmpii, cum scrie și în revista Nastratin, dar ceea ce am văzut nu e o caricatură, ci e un reportaj cu oameni reali, din păcate, niște oameni reali care sunt excrocați. Dar cum totuși să dai, să crezi că un iPhone e 700 de mii sau un milion și să plătești pe geamul mașinii la stop? 7 milioane? Mă rog, chiar și pentru iPhone, da, e derizoriu. În orice caz, iPhone-ul nu merge cu cartelă SIM. Stimați telespectatori, ca să știți dacă vă mai zice cineva chestia asta. Asta mi-am impresionat perfect după mea. Pe șoseaua de centura asta nu prea se știe. Și pe
vremea lui Neanicu, ții minte că veneau de ăștia cu 5 medem, 5, știi, fraierii schimbau pentru că aveau impresia că o să schimbe mai mult decât la casele de schimb. Și după care tot ăla, care, mă rog, conaționalul care făcea chestia asta, un puș de obicei zica, polis, la noi se chema miliție pe vremea aia, după cum bine știm. Exact și cu ăsta, deci nu, el n-are simt. Păi nu era metoda Maradona. Maradona. Asta e metoda Maradona. Așa e. Maradona? Dar de ce Maradona? Maradona. Dar de ce Maradona? Maradona dribla. Așa. De asemenea manieră. Și mai dădea și goluri cu mâna. Ori aici mâna avea un rol important. Absolut. Dar avea dreptate. Cine e atât de tâmpit încât cumpără de pe șosea de centură? Ce se găsește pe șosea? Își merită soarta, iertați-mă că vă spun. Și nu mă refer numai la telefoane. Nu, dar tot ce cumperi pe geamurile de la mașină sunt obiecte furate. Eu nu înțeleg de ce poliția îi lasă să vândă așa umbră. Furate sau contrafăcute? Sau contrafăcute, dar nu, încărcătoare. Nu asta e grav, Tari. Nu mai grav este că tot din mașină poți să cumperi carnete de facturi, gata, ștampilate. Și la toate cuțile, în drum spre molina, vitale, molurile, și la toate ieșirile din asta. Găsești niște doamne și domnișoare cu rochii multe și fuste înflorate. De care ani și ani de zile ai impresia că au încremenit acolo, știi, parcă statui de-astea vie, așa, pentru că sunt pe același colț, în același loc, și dar nu se întâmplă nimic. Fulfui așa, cât un carnet de la de facturi. Da, de pe de altă parte, îmi spun prietenii mei care au mașini că uneori își mai regăsesc, de exemplu, oglinda furată, diverse la de-astea așa pe șosea. Da, adică, se pot răscumpăra. Se pot răscumpăra, deci nu chiar, nu refuzați chiar tot ce se dă la pe prețul șosea, prietenă, adică, noase. Da. Eu mi-aduc aminte, acum câțiva ani am avut un spectacol cu Carmen Trandafir și a lăsat mașina până seara, am adus-o înapoi, când îi furase casetofonul cineva. Și după o zi, două, mi-a zis, am vorbit cu niște băieți din bloc și m-au întrebat, ce marcă era? Ce vreți să vă aducem? Și eu am adus peste 30 de cazuri. Comandă. Nu era al ei, dar era identic. Se potrivea, da. Deci poți să comanzi ce vrei. Absolut. Așa se întâmplă și cu turiștii români care merg în Albena și nisipurile de aur. Dacă nimeresc într-o perioadă când se fac comenzi de la Odessa pe anumită marcă de mașină, cu certitudine rămân fără ea. A pățit-o primarul de nu știu unde. Primarul de nu știu unde, da. În sezonul estival trecut, 8 mașini, nu pot să spun marca că o să așa? Ne că vă pune la să caserie. De la Clejani. Primarul de la Clejani. 8 mașini din România, de aceeași marcă, de diferite culori, au dispărut într-o noapte. Deci informați-vă pe internet, cum spuneam. Dar și ai noștri, merseseră cu aceeași marcă de mașină, păi domnule. Nu, au hotărâri diferite. Comanda a fost. Da. Avem nevoie de bucăți de marca X. Bine, mai mult Mercedes-ul. Și dar le spun, bă băieți, dacă vreți să vă petreceți vacanța în Bulgaria, treaba voastră, plecați cu Loganul. Bun. Sau cu Trabant. Până într-o zi. Până când îl mută, că îmi plecă, înțeleg că acum pleacă în India și în Argentina. Ce înseamnă că mașinile românești sunt așa mai de mână? Adică a doua, ce vrei să spuneți, domnule ministru? Adică nu, totuși, hai să încurajăm producția națională. Vreau să spun că dacă tot fac efortul să fură o mașină, fură un Mercedes, nu un Logan. Nu, și asta e comanda. Și comanda vine de sigur la Odessa. Că da. Nimeni nu comandă, furați, domnule. Acolo e macroeconomia mondială la Odessa, comenzi de mașini, dar noi care ne chilipirgim la... Ce văzurăm, da. Da, filmul recuperat român-italian. Vă rog frumos, Loganul înseamnă 6% din PIB-ul României. 15.000 de muncitori din platforma Mioven produc 6% din PIB-ul României sub forma Loganului. Așa că să le mulțumim. Să dea Dumnezeu să fie mai mulți. Asta ziceam. Secunde fura o mașină în film? 60. 60. 60 de secunde. Film celebru. Mă rog, film celebru. Nu știu bulgarii în câte secunde, dar în sfârșit vor fi văzut și ei. Cum se chema filmul? Sau știu că a fost. Dispare 60 de secunde ceva. Da, dispare 60 cu Nicolas Cage. Cel cu Nicolas Cage, nu? Da, o tehnică incredibilă, 60 de secunde fura o mașină. Da, ce mașină? Da. Nu era treaba. De Hollywood, da. Acum, na. Un hibrid, o mixtură. Da, să Trabant e tot mai scump, nu știu ce-l dați de exemplu, că nu e cel mai bun. Dar se mai fabrică? Nu se mai fabrică. Și în curând, adică e deja vintage, așa că... Păi știți că există o asociație a trabantistelor. Da, și România există. Femeile trabantiste. Și există unul spânzurat la Berlin, așa, pe un stâlp, care e foarte nostim. L-am văzut și eu, da. Cum o mașină din carton presat, interesant. Acum două zile am văzut un Olsit pe stradă și nu mi-a venit să cred. Dar era încă unul care Olsit, se chema... Da, păi, încă 90 se fabrica un Olsit. Dacia 1100.
Dar era încă unul. Există și Dacia 1100 asociație. Ușor furată alea mai dreptunghiulare, așa mai. Da, da, alea, da, dar mai era încă ceva, dar nu mai știu cum se cheia. Avea un număr de lăstun, de pasăre, lăstun, lăstun, da. Da, da. A fost mică la... Da, și la muzeul automobilului de la Le Mans, unde e celebra cursă de 24 de ore, este expus un Trabant. E, vezi? Între mașini de epocă, sigur că forturile vechi. De ce în S se făcea Trabantul și în V se făcea Mercedes-ul? Și cu asta ai rezolvat comunismul. Corect. Și pentru bărbații neîncrezători. Dar lăstunul, nu mai vedem niciunul, pentru că n-a supraviețuit. Probabil la un an de zile... Cineva avea vreunul de colecție. Nu a fost comercializat lăstunul. A rămas un eșec de... Un pic, nu, câțiva au cumpărat. Eu cred că nu s-au vândut mai mult de 100. A avut un lăstun, îl ținea în garaj, era foarte bun. El era și mai micuț de statură. Dar nu intra arcinele în el. Dar nu numai el mergea, nici Stella. Pe vremea aia, cred că încă trăia bănică, așa că nu era nevoie să intre arcinele. Nu, 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 avea arcinele, dar avea un Mercedes de tip vechi arcinele. Cu ăla mergeau în turnee. Ăsta era lăstunul. Dar uite, la Timișoara se făcea. La Timișoara, da. Și nu era rău. Era Trabantul românesc. Păi, da, nu era rău. Un loc, cum e cu parcările, cu așa, era chiar foarte bun. Era pentru doamne mai mult. Păi nu, se putea parca în sufragerie. Exact, asta acum depinde dacă nu era confort de sufragerie. Și Aro mi se pare o prostie că a dispărut, pentru că văd încă mașini Aro la țară și merg oamenii cu ele. Da, și sunt terenuri de astea pe care nu... Exact, își fac treaba cu ele. Acum nu mai știu cum fac cu piesele de schimb. Cu... Iau de la IMS-uri. Am înțeles că pe tractoare acum se bagă foarte tare chinezii. Păi, au indieni. Că nici tractoare nu mai știm să facem. Indieni, chinezii. Indieni. Dacă nu a rămas la celebru U-1650, care e un tractor cât platoul tău, da, este firesc să nu fie folosit într-o agricultură care are 1.100.000 de fermieri, cum e România, care vor tractoare mici și multifuncționale. Și dar putem să facem și așa, dacă... Un living. Trăim în anul în care cineva a propus dublarea filmelor. Au, da, doamne norocie. Doamna Nistor, știu că sunteți cea mai potrivită persoană din lume pe care să o întreb despre dublarea filmelor. Da, absolut, pentru că paradoxul total este că eu sunt total împotriva dublării filmelor. Sunteți împotriva? Total împotriva. Eu sunt pentru dublarea filmelor cu condiția ca numai Irina să le traducă. O singură voce, asta e. O singură voce pe toate televiziunile, pe toate cinematografele. E o tâmpenie. Da, da, nu, 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 asta ar fi îngrozitor, asta se întâmplă la ruși. Nu numai la ruși, la unguri, la nemți. Nu, nu, asta cu o singură voce, mă refer la cu o singură, cu singură voce și se aude un pic pe dedesubt. E un coșmar oricum. În plus că este o lipsă de respect pentru subdomuți, care sunt mulți la noi. Ați văzut că tocmai ce fuse discuția aia, că s-a dat trainingul, nu s-a dat trainingul la subdomuți, dar sunt mulți. Există o asociație foarte, foarte solidă și așa nu facem nimic în mod special pentru ei. În al doilea rând, că oamenii citesc mai ușor și cu ocazia asta mai cumpără și o carte, uite, vezi, Europa Secretă, de exemplu, pentru că altfel se vor de mai învață de, și de o limbă străină. Lasă Europa Secretă, ca podopere ale pamfletului. Și mai ales o învață, nu învață hibrid, cum am învățat noi, că n-aveam voie să călătorim, nu, ci o învață o limba vie. Și chiar îmi spunea o chestie foarte interesantă cineva de la delegația Valonii, de la Belgien, că spuneau că de multe ori ei când aud franțuzește, pe românii vorbim franțuzește, au impresia că parcă vorbesc din bulele, din benzile desenate cu pif și ercâri, pentru că în vremea aia, de bine de rău, benzile cu pif și ercâri circulau pe aici și era limba vie, era limba asta extrem de colocvială, ceea ce se cheamă, și drept care din când în când au senzația asta, ceea ce mi s-a părut foarte frumos. Deci din toate punctele de vedere și acolo, nu, nu. Și eu ca un mare cinefil... Nu, nu, mai nu. Ran, dacă mai știți, hași vă omor, hași neicterici pentru Hitler în limba franceză. Nu există. Ce? Așadar, hotel, da? Da, mergem hotel, bine, hotel, se, da? Dar totul e, dacă Hitler, dacă nici pentru ăla nu a reușit să-și bage hașul... Au fost la filmul Sau Viața, Irina Margareta Nistor, Octavian Ursulescu și Dan Matea Gaton. S-a terminat! Până data viitoare, purtați-vă de grijă, frații mei, vă lăsăm cu Alexandru Jula, pe vasul vieții capitan și apoi, bineînțeles, tăiați! Vasul vieții capitan, pornesc pe marea altor an. Rămân cu voi, pe voi vă am, ca pomul frunza de teran. Pe vasul vieții capitan, pornesc pe marea altor an.
altor ani.